În Geneza, în capitolul 22, este o relatare pe care o cunoaștem foarte bine. E momentul acela când Dumnezeu îl cheamă pe Avraam la o întâlnire specială. Nu să-i spună ce planuri mărețe are pentru el. Nu să îi spună mai întâi cât de mult îl va binecuvânta. Ci o întâlnire de aceea pe care nu ți-ai dori să o ai niciodată cu nimeni. E o întâlnire șocantă. E o întâlnire grea. E acel moment în care Dumnezeu îi spune lui Avram să-l ia pe Isaac, să meargă undeva pe un munte, în țara Moria, și să-l aducă ardere de tot pe fiul său. Iar versetul 2 din Geneza 22 spune: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, plecând de la pasajul acesta, toată relatarea aceasta, întâmplarea pe care o găsim în Geneza 22, aș vrea să avem un mesaj pentru sufletele noastre, pentru mintea noastră, pentru inima noastră, un mesaj care să ne pună în fața unei întrebări, și anume: la ce ai renunțat tu pentru Dumnezeu? Ce te-a costat pe tine urmarea lui Hristos? Acum, desigur, putem evita ușor întrebarea aceasta spunând: Dumnezeu a făcut totul, noi nu mai trebuie să facem nimic. E, imaginea cinei Domnului ne reamintește, frați și surori, că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai bun pentru noi. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, nimic în plus nu mai trebuia făcut. Noi vorbim despre suficiența jertfei lui Hristos. E darul cel mai de preț. Tot ce a avut mai bun Dumnezeu a dat pentru mântuirea sufletelor noastre. Și îi mulțumim pentru aceasta. Dar să știți că odată intrați pe cale, pe calea mântuirii, odată ce umblăm cu Dumnezeu și am început drumul acesta al mântuirii, pe calea aceasta Dumnezeu are popasuri pentru noi, pregătite. Când, probabil în mod neașteptat, ne oprește din alergarea noastră și spune: e momentul să stăm de vorbă. Și ca să rămânem puțin în contextul cărții Geneza, din povestea acestui patriarh, cu toții cunoașteți rugăciunile lui stăruitoare pentru un urmaș. Cu toții de asemenea cunoașteți cumva, hai să numim așa, intervenția umană. Dumnezeu îngăduie ca în familia aceasta să se nască Ismael, un fiu al lui Avraam și el. Ei, pentru împlinirea făgăduinței pe care Dumnezeu o face lui Avraam, că îi se va da un fiu, se va naște un fiu, trebuie să aștepte ani buni. Vreo 25 de ani. Dumnezeu îl binecuvintează, copilul crește, e mare. Și cumva, după ce ajungi să te vezi cu saci în căruță, după ce vezi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta și mărturisești tuturor despre Domnul ce mari lucrări a făcut El în viața ta, mai ales în partea de început, entuziasmul poate să dispară. Inima poate să se răcească, nu-i așa? Uitarea poate să intervină. Și la un moment dat poți să mergi înainte într-un mod inert și să te duci, da, nu comiți păcate grave, vii la biserică, predici, iată, participi la cina Domnului și totuși
să se întâmple ceva la nivelul relației tale personale cu Dumnezeu. El să nu mai fie întâiul, să nu mai fie primul, să nu mai aibă unicitate în viața ta, să nu-ți mai capteze atenția, să nu mai fie atât de interesant pentru tine, până la urmă nu ești bolnav ca să-i te rogi, ai ce mânca, ce îmbrăca, afacerea merge, serviciul e sigur și poți să te duci înainte în felul acesta liniștit. După cum bine știți, Dumnezeu nu e un Dumnezeu doar de vreme grea sau rea, ci e un Dumnezeu de fiecare zi. Frați și surori, repet, se poate să neglijăm acest aspect și să ne coste. Și e important să intervine Dumnezeu și să ne programeze la astfel de întâlniri. Să ne cheme pe nume și să spună, uite de ce te chem. Avram nu știa. Versetul 1 spune, Avram a plecat de acolo în țara de miază zi și s-a așezat. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, 22:1, Avrame, noi știm că Dumnezeu îl cheamă să-l pună la încercare. Avram nu știa asta. Și de aceea uneori peste aceste relatări citim repede și cu ușurință. Apoi ce e așa de greu să te cheme Dumnezeu numai dacă vrea să te încerce? Pentru mine e ușor să citesc asta, repet, dar pentru Avram, care aude direct glasul lui Dumnezeu și mesajul pe care îl aude, e unul cutremurător. În fine, când Dumnezeu vrea binele tău și când Dumnezeu vrea binele meu, după ani poate de umblat pe cale, după un drum parcurs, după ce în sfârșit probabil te vezi și tu un om liniștit, așezat, într-o oarecare siguranță, Dumnezeu poate interveni să te destabilizeze. Și vom vedea de ce. Și mai întâi, uitându-ne la momentul acesta special din viața acestui bărbat patriarh, spune cuvântul Domnului că în versetul 3, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat cu el două slujini și pe fiul său Isaac, a tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care el spusese Dumnezeu. Și versetul 4 spune așa, a treia zi. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe, încă nu era aproape. Acum, la o simplă lectură s-ar putea să treci peste acest detaliu al timpului. Dar când Dumnezeu te cheamă, te programează la astfel de întâlniri, Dumnezeu, fiți atenți, Dumnezeu îți va da timp să te uiți adânc în inima ta, să-ți analizezi gândurile tale și să-ți răspunzi la întrebarea, vrei cu adevărat să mergi mai departe pe acest drum cu Dumnezeu? Imaginați-vă următoarea scenă. Probabil putea să se gândească și la asta Avram și oricine altcineva după ce ar fi văzut finalul. Doamne, în spatele cortului meu e un platou frumos. Am toate materialele necesare să clădesc un altar aici. Acum, am 100 de ani și ceva. De ce să mă mai pui pe drum? De ce să mai deranjez și alte slujbi? De ce animale și de ce toată această scenă? Uite aici în spatele cortului, toți angajații mi-au liber două ceasuri, îi trimit în concediu, în permisie, oriunde îi trimit, eu îmi fac lucrarea aici și te ascult. Și totul s-ar fi consumat foarte repede. Vedeți dumneavoastră, uneori entuziasmul și vorba necântărită, uneori superficialitatea care poate pune așa stăpânire pe noi, pe gândirea noastră, poate să ne însoțească și în momente decisive din viață. Și bag de seamă că atunci când Dumnezeu cheamă, Dumnezeu îți dă timp de analiză, de introspecție. Îți dă timp
Ca dacă cumva te răzgândești, să te răzgândești că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care te ține cu forța într-un perimetru bine delimitat și spune de aici să nu sari, că dacă sari ai încurcat-o. Ai încurcat-o oricum. Dar dacă vrei, până la urmă e decizia ta să pleci. Dacă vrei alt drum în viață, e decizia ta, e alegerea ta. Nu te ține Dumnezeu într-un mod obligat aici. Pe mine Dumnezeu nu m-a chemat cu forță la slujire. Nu m-a amenințat, nu m-a pus la gesturi, știu eu, inimaginabile. Dar am simțit chemarea Domnului, am văzut chemarea Lui cum se concretizează în viața mea și am ales să-L urmez, am pornit cu El pe drumul acesta. Dar și mie, ca și lui Avram, Dumnezeu îmi dă posibilitatea, dacă văd altă cale mai bună, alternativă, mai deosebită, mai deocheată, mai strălucitoare, să plec. Abia a treia zi locul se zărea de departe. Frați și surori, țineți minte, când Dumnezeu vrea să facă ceva deosebit cu dumneavoastră, după ani de pocăință, după ani de umblat pe cale, după ce, da, uite, te-ai botezat în apă, ai venit, ești om al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să facă ceva poate mai măreț în viața ta, să vină cu noi binecuvântări, cu noi trepte ale slujirii în viața ta, cu noi provocări pentru tine, El va hotărâ să te cheme în nopți târzii, dimineața de vreme, la amiaza, în tumultul zilei, indiferent de oră, de ceas, te va programa la discuții serioase cu sine, pentru ca să te încerce, ca să-ți cunoști și tu bine inima. Și pentru a-ți cunoaște bine inima, după ce poate așa pe vazele casei tale, pe mobilă, pe lucrurile prețioase, pe scriptură, s-a mai depus praful, poate pe aici, pe acolo, și n-ai mai dat atâta atenție, Dumnezeu când te cheamă, vrea să te cheme și să înțelegi în cel mai serios mod că nu-i de joacă cu sine. El e un Dumnezeu serios, e un Dumnezeu drept, și când te cheamă la ceva, vrea să pricepi bine ceea ce îți cere și îți dă timp. Aceste câteva zile pentru Avram au fost zile de frământare lăuntrică. Credeți că mergea Avram așa, abia aștept să ajung la locul ăla? Pentru că în al doilea rând, când Dumnezeu te programează la astfel de întâlniri decisive, când vrea să-ți răspunzi poate la întrebarea aceea pe care am pus-o la început, ce te costă pe tine umblarea cu Dumnezeu? Uitați-vă la un alt detaliu care apare în versetul 7. Isaac, băiat isteț, se uită la bagaj, se uită la ce vede, ce e acolo, și spune și el: tată, probabil o întrebare pe care Avram n-a vrut să o audă. Ce este, fiule? Iată focul, zice Isaac. Și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Unde este miel? Un detaliu foarte important, cred și eu, ca și Isaac. Să fi gândit, bătrânul e bătrân. O uitat. Se întâmplă și celor mai tineri, dar oamenilor în vârstă. Hai să-i aduc aminte, să n-ajung acolo în vârf, apoi să mă trimite la vale singur, du-te și aduc cât mă odihnesc eu, tu mai fă cale-ntoarsă, că asta e, fiul, le-am uitat. Și probabil, versetul 8 care vine înaintea noastră, răspunsul lui Avram s-ar putea să vă surprindă pe unii. Repet, nu-l citiți distant și rece. Textul acesta n-are voie să fie pentru noi o simplă lectură. Înseamnă că nu înțelegem profunzimea. Când Dumnezeu răspunde, fiule, când Avram răspunde, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Nu vi se pare, așa dacă îl citiți în grabă, un mod superficial de a răspunde, să scape numai de Isaac, să nu mai pună și următoarea întrebare? Și uneori, pe aici, pe acolo, parcă mă regăsesc în răspunsul acesta. E adevărat, nu-i cunosc inima lui Avram, nu pot să intru de tot în inima acestui bărbat și să descoper toate trăirile, dar cât ne este permis, spunem.
m-am gândit la mine, vorbesc cu cineva, trece cineva printr-o perioadă grea a vieții, o soră, e momentul să fii tare în Domnul. Îngăie-te în Domnul și Domnul va lucra. Sună foarte duhovnicesc. Frate, acum nu-i momentul să fii slab. Fii bărbat, fii cu capul pe umeri, fii tare. Domnul va purta de grijă. Și apoi plec și eu am uitat, mă duc, mânc bine, mă odihnesc, nu văd de viața mea. Și săracul om pleacă mai departe cu ale lui. Și probabil expresii de genul, Domnul îți va purta de grijă. Mă voi ruga pentru tine. O să vezi izbăvirea lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu e mare. S-ar putea să fie doar afirmații pe care le facem din obișnuință. S-ar putea să fie doar un limbaj bisericesc pe care ni l-am asumat, ne-am învățat cu el. Și frați și surori, iubiți credincioși, să-i pierdem însemnătatea. Pentru că pe lângă faptul că Dumnezeu îți dă timp să te hotărăști, timp de amânare sau de fermitate, să mergi mai departe cu el sau de renunțare, Dumnezeu în astfel de momente îți evaluează crezul, doctrina, învățătura ta. Că în astfel de întâlniri de gradul zero cu Dumnezeu, întâlniri decisive pentru tine, pentru viitorul tău, pentru parcursul umblării tale cu Dumnezeu, tot crezul tău de până atunci este evaluat, e verificat. Nu mai poți să mergi la fel înainte. Adică acele vorbe pe care le-am spus altora, de le-am spus nouă în mod așa, plăcut, ușor, să sune bine, să sune încurajator, e vremea să le testezi în propria ta viață. Avraame, ești sigur că Dumnezeu va purta de grijă? Vezi că nu ești lângă o stână și un miel mai zburdalnic va veni singur și se va împiedica pe acolo și asta e, comiți un păcat, dar salvezi fiul. N-ai portiță de ieșire. Ești undeva sus, pe un vârf, tu cu fiul tău Isaac și Dumnezeu care se pare că are ceva cu tine de data asta. În astfel de momente grele din viață, când Dumnezeu te pune la încercare, nu ca să te nenorocească, ci ca să-ți cunoști inima mai bine și să te promoveze, poate, într-o altă slujire, într-o altă lucrare, să te întărească, să fii tare în mâinile Lui pentru ceea ce va urma. Crezul tău, doctrina ta, tot ce ai știut despre Dumnezeu, în acele momente se învârt. Unele nu mai au sens. Păi ce Dumnezeu ai văzut să te cheme la așa ceva? Doamne, m-am rugat și după 25 de ani m-ai ascultat. Tu ești Dumnezeul care îți împlinești făgăduințele. Uitați, chiar Abimelec, unul dintre împărații filistenilor, așa e precedat textul acesta din Geneza 22, el observă că Dumnezeu e cu Avram în tot ce face. Și tocmai după ce primește astfel de laude, Dumnezeu îi vine, Avraame, stai calm, hai să vedem dacă e chiar așa. Ai făcut asta, ai vorbit asta, ai predicat asta, ai făcut binele ăsta, dar uite, totuși, trebuie să treci pe aici. Frați și surori, tot ce știm despre Dumnezeu trebuie verificat cândva. Trebuie testat. Și dacă uneori suntem duși de val, colo-colo, dacă uneori trecem prin confuzii majore cu privire la crezul nostru de bază, fundamental, dacă uneori unii fac cu noi ce vor, la nivel de învățătură, este că până aici nu te-ai oprit în mod personal și poate că încă Dumnezeu nu te-a oprit să stea de vorbă cu tine, tocmai pe aceste subiecte, cine sunt eu pentru tine? Ce crezi despre mine? Ce crezi despre tine? Tu ce părere ai despre învățătura asta?
Cât de convins ești de lucrul acesta? Că oricum vă spun clar, doar oamenii care sunt convinși de învățăturile lui Dumnezeu vor putea merge până la capăt. Alții, când apare alternativa, dau bir cu fugiții. Deci în dimineața aceasta, când ne uităm la istoria acestui bărbat, e vremea și pentru noi să ne uităm din nou la noi înșine și să ne întrebăm cu privire la crezul nostru, la doctrina noastră, la învățătura noastră, la sfaturile pe care le dăm cu atâta ușurință și să ne întrebăm dacă nu-i vremea să ne așezăm puțin mai adânc în cuvânt, în învățătură. Dacă nu-i vremea să ne oprim puțin și să ne întrebăm, eu ce convingere am? Care sunt convingerile mele? Sunt gata să merg cu Dumnezeu până la capăt? Acum când nimeni nu te amenință, când nimeni nu vine cu pistolul și ne spune te lepezi sau nu te lepezi, spun astfel de imagini reale din viața unor frați de-ai noștri, se întâmplă chestiile acestea. Când, dacă ai vrut astăzi, ai venit la biserică sau nu, știind că biserica e poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu se prezintă, da, aici, iată o convingere pe care trebuie să o ai. Și ai venit, nu te-a sunat nimeni în mod obligatoriu, hai că dacă nu o pățești azi, vine fulgerul de nu știu unde și vai de tine. E, astfel de convingeri trebuie să le așezi la temelia vieții tale și acestea să te poarte pe drum. Pentru că mai devreme sau mai târziu se va vedea dacă ești gata să plătești costul umblării tale cu Dumnezeu. Și se va vedea cât de mult înseamnă Dumnezeu pentru tine. Versetul cheie al acestui pasaj este versetul 12. Îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic. Că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Și vă rog să vă uitați la ultimile două cuvinte. Pentru mine. N-ai renunțat la Isaac pentru mine. Isaac, într-o traducere liberă, ar însemna ceea ce te face să râzi. Să te simți bine, ok. Ceea ce într-un fel sau altul ți aduce o oarecare împlinire. Te face să te simți puternic, ok, Isaac. Păi imaginați-vă cum mergea Avram lângă Isaac. Drept, oricât de neputincios ar fi fost. E acela pe care l-a așteptat atâți ani. S-a bucurat, i-a adus împlinire fericirii, i-a adus perspectiva viitorului. Știa că dacă el va pleca, va avea cine să-i ducă numele mai departe. Dar, frați și surori, nimic și nimeni nu trebuie să se interpună între noi și Dumnezeu. Nici măcar fericirile noastre de moment ale vieții, nici măcar acele lucruri care ne fac să ne simțim bine, nevinovate în ele însele, și atenție, nici măcar marile binecuvântări pe care le-am primit de la Dumnezeu. Isaac e o binecuvântare, nu-i un blestem. Dar uneori binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă în viață pot deveni un pericol pentru noi. Dacă nu știm să le gestionăm corect și responsabil, de ce? Pentru că s-ar putea să ne legăm inima prea mult de ele. S-ar putea să ia locul lui Dumnezeu, s-ar putea ca atunci când Dumnezeu ne cere să slujim, să lucrăm, să mergem într-o parte sau într-alta pentru El, să spunem, Doamne, e vremea să mă ocup de Isaac, acum n-am timp de altceva. Și atunci Dumnezeu vine și programează astfel de întâlniri. Să ne spună că încă noi nu am lăsat totul sau nu suntem încă dispuși să plătim totul pentru El. Și poate că acea mare binecuvântare pe care El a rânduit-o în viața ta să devină o piedică în timp pentru tine, pe calea umblării cu Domnul. Știți care e finalul fericit? Și închei și ne rugăm Domnului. Finalul fericit este că Dumnezeu intervine, pentru că Dumnezeu nu vrea răul nimănui. Dumnezeu nu ia viața nimănui în acest mod. Dumnezeu nu dorește neîmplinirea nimănui, adică nu e acel Dumnezeu care stă și caută, hai pe cine să-l mai prind la colț și să-l necăjesc.
Nu asta e imaginea Scripturilor despre Dumnezeul nostru. Cuvântul Domnului, după ce Avram este izbăvit și după ce crezul lui Avram e verificat și stă în picioare, Domnul va purta de grijă, și într-adevăr Domnul a purtat de grijă de mielul pentru jertfă. Versetul 15 spune: Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Și uitați-vă ce urmează acum: te voi binecuvânta foarte mult. Te voi binecuvânta foarte mult, și mă opresc aici, pentru că aceasta e ordinea lui Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu ne-a dat în avans multora dintre noi și ne-a binecuvântat mai mult decât merităm. Dar, frați și surori, să nu doriți mai mult binecuvântarea lui Dumnezeu decât pe Dumnezeul care binecuvintează. Și uneori, ca să prețuiești binecuvântarea cu adevărat, Dumnezeu te va pune în astfel de situații. Are Dumnezeu muntele Lui și pentru tine, pentru că și tu l-ai pe Isaac al tău, așa cum Avram l-a avut pe Isaac al lui. Și vestea bună este că pe lângă binecuvântarea promisă, Avram nu pleacă doar cu o nouă făgăduință a binecuvântării, ci Avram pleacă acasă și cu Isaac. Nu-i lucru extraordinar acesta? Să pleci cu gândul că îl vei pierde, să pleci cu gândul că nu va mai fi, că-s ultimele zile, că așa hotără Dumnezeu, și pentru că ești un om credincios, mergi pe mâna lui Dumnezeu până la capăt. Și în cele din urmă Dumnezeu să spună: Avraame, gata, ai trecut testul, respiră ușurat, te voi binecuvânta. Eu sunt convins, probabil că Avram nici n-a mai auzit asta: Doamne, dă-mi de toate, nici nu mai îmi pasă ce vei mai da. Singura mea bucurie e că pot să plec cu Isaac înapoi acasă. Pentru că cel ce ascultă de Dumnezeu până la capăt, indiferent de cost, indiferent de preț, e gata să renunțe la ce are mai de preț pentru Dumnezeu. Țineți minte, Dumnezeu îți va lăsa și acel ceva care te-a făcut până acum un om fericit și împlinit, pentru că ți-ai cunoscut inima, ți-ai verificat crezul, și într-adevăr, între tine și Dumnezeu nu e nimeni și nimic. El a rămas prioritate și e întâiul, unicul și singurul în viața ta. Și astăzi vrem să ne rugăm Domnului, mulțumindu-i mai întâi pentru tot binele pe care ne l-a făcut până aici, mulțumindu-i și binecuvântându-L pe Dumnezeu pentru înțelepciunea sa de a vorbi cu oamenii, de a comunica oamenilor. Și apoi să ne rugăm Domnului tot în rugăciunea aceasta, într-o rugăciune de cercetare personală, să ne gândim fiecare poate la Isaac al nostru. Să ne uităm puțin în viața noastră, luați-vă timp, dacă nu cumva între tine și Dumnezeu e ceva încă. Dacă nu cumva obișnuința, plafonarea, superficialitatea te-a făcut să nu-L mai vezi atât de strălucitor pe Dumnezeu. Să nu mai ai cuvinte pline de farmec pentru Dumnezeul care te-a mântuit și să mergi din inerție pe cale. E adevărat, nu faci răul ca alții, dar nici nu ești plin de entuziasm. Simți că n-ai viață, simți că inima în tine bate din când în când pentru El, simți că merge așa înainte, că merge toată biserica înainte. Dar dacă ai fi luat în mod punctual și Dumnezeu te-ar pune într-un alt loc, cum ți-ar fi viața? Cum ai merge? Cum ai continua? Și de aceea roagă-L împreună cu mine pe Dumnezeu astăzi: Doamne, dă-mi puterea ca pentru Tine să fiu gata să renunț la totul. Dă-mi putere, Doamne, ca pentru Tine să fiu gata să-L sacrific pe Isaac al meu. Pentru că vestea bună este că dacă ai o astfel de gândire sinceră și onestă cu Dumnezeu, vei pleca de aici și cu Isaac. Că Dumnezeu nu vrea să ți-l ia. Dumnezeu
te iubește și îți vrea fericirea și pământește, dar mai ales din punct de vedere spiritual. Vrea să fii un om împlinit și fericit. Dar fii gata să renunți la totul pentru El. Fii gata să plătești totul pentru El. Fii gata să-L urmezi pe cale, indiferent de cost, indiferent de preț. Și vreau să-i cerem Domnului putere pentru aceasta. Amin. Haideți să stăm cu toții ridicați în picioare și să intrăm în această rugăciune, să ne rugăm, să ne cercetăm înaintea Domnului și să-i cerem puterea de care avem nevoie. Amin. Împreună cu toții să ne rugăm.